Bandiții au pus gând rău lui Brigitte. Pardon. Și îl avertizează pe Pastramă într-un mod extrem de dur. Așadar, și confruntarea dintre Moroșanu și Zmărândescu pentru postul de fermierul săptămânii se anunță spectaculoasă. Da, toate aceste lucruri le vedeți diseară la Ferma. Un nou început! Deci nu te recunosc. Ascultă-mă, la mâine... Dacă omul nu te-a votat niciodată în viața lui. Bă, tu ești servitor și votăm ce vreți voi. I-am zis că trebuie. Dar ți-am zis întotdeauna, dă în echipa noastră. De ce dai mâine echipa lor? Am spus că trebuie. De ce dai? Nu am văzut vreo să întrebi. De ce n-am trebuit să o fac? Bă, de aici, mă. De ce n-am trebuit să o fac? Ești fraier. Am vrut să te trimitem pe tine, să te lupți. Ce dăm? Ce dăm și mine? Ce dăm? Dacă îți dădea Brigitte votul, te duceai tu. Cum poți să te duci după să dai acolo? Păi, l-ai trimis pe Mogo. Ascultă-mă. Ai, știai foarte bine că îl vor vota ei pe Mogo. Lasă-mă cu vrăjeala ta, gata, mi-ai dovedit. Păi mâine l-a vot, nu, nu alege la fel. Votul tău a făcut diferența, postule. Păi și-l bătea, votul tău a făcut diferența. Eu-l bătea, vă spună, nu vă certați. Ești un fraier că ai făcut asta. A fost cea mai mare tâmpenie pe care o putea face, fiind cățelușul lui Mogo și al Brigittei în același timp. Ai zis că niciodată nu o să faci ce spune Brigitte. Sunt foarte supărată, sunt foarte nervoasă, sunt foarte dezamăgită și cel mai tare mă enervează că nu o face din răutate, ci din prostie. Asta mă enervează cel mai tare la mine. Băi, Florine, băi. Tu ești bărbat, ai bani, ești bogat. Ce trebuie să te înjosești? De ce nu l-am adunat Cătărin Zmărândescu pe Brigitte? Și de-aia l-ai votat. Da, să ne-ai votat. Brigitte vor... Bă, da, Brigitte, să mă ajute, te ține ca pe un cățeluș. Din afară se vede ca și cum el ar fi un cățeluș. Să fie bărbat, pentru că pe la urma urmei este Florin Pastramă, este cineva. Să nu lasă pe nimeni din această fermă să-l înjosească. Nu, ăștia râd de tine, fermă, ai cuvântul meu de onoare. Băi, te-ai făcut de total. Și eu ce trebuie? Vorba, trebuie să votezi cu noi. De ce te dai pe lângă Moro? Moro niciodată nu te-a votat în nimic. Tu de ce-l votezi? M-a dezamăgit. Cel puțin pe mine m-a dezamăgit. Dacă o iubește pe Brigitte și merge pe linia aia, nu am nimic împotrivă. Chiar dacă este un joc, chiar dacă a fost cu noi în echipă. Dar atât timp cât el spune că nu îi pasă de Brigitte și cât Brigitte iese dintr-o cameră sau e cu spatele și se strâmbă la și vorbește despre ea urât, nu înțeleg ce face de fapt. În inima acestei femei este Moroșanu. Ei, moarte după Moroșanu. Ei, moarte după Moroșanu, exact. Florin. Vorbesc ceva acum. Sunt tot discuții. Doamne, dar de ce sunt tare oameni ăștia? Eu chiar am crezut. Ești fapt care te ține ca pe un cățeluș. Le iau pe toate și le distrug, le măcelăresc pe toate. Asta merită bătută. Taci din gură! Asta a fost. El ca la carte. Orice se întâmplă trebuie să trag, nu cedez o secundă. Ok, acum ori la bal, ori la spital, de două. Clar că ești un atentat la adresa mea. Nu există grad de comparație, nici la forță, nici la caracter. Mamă, ce duel și ce nebunie! O să fie la Ferma un nou început, haide că abia așteptăm, în seara asta.